Vrei să faci primii bani online? În acest video îți arăt cum să faci bani online printr-o metodă sigură, relativ rapidă, simplă, dar care necesită cunoștințe specializate. Îți voi arăta și câteva exemple ce unelte gratuite poți folosi pentru asta, niște ponturi pentru aplicația Zoom și tot procesul simplificat ca să faci bani online pe net de acasă. Salut prieteni, sunt Claudiu de la Dela0.biz și dacă cauți să faci bani online, metoda aceasta se potrivește oricui are cunoștințe specializate într-un anumit domeniu. Este vorba de a da lecții, consultanță sau consiliere online în timp real, adică interactiv, nu înregistrat. Această metodă este foarte bună pentru coach, profesori sau învățători, instructori, traineri, indiferent de domeniu, ba chiar și freelancerii care au cunoștințe specializate. Și aici nu mă refer numai la grafică web, web design și programare, ci și cei ce lucrează în domenii ca fitness, coafură, psihologie și multe, multe alte domenii. De ce ai nevoie pentru această metodă de a face bani online? Păi, în primul rând, ai nevoie neapărat de o specializare într-un anumit domeniu. Și mai bine dacă această specializare este sprijinită de o diplomă sau titlu obținut legal, și evident, o activitate comercială legală, indiferent dacă este vorba de PFA, întreprindere individuală sau SRL. În al doilea rând, ai nevoie de o platformă online prin care să iei contact vizual și auditiv cu cei pe care îi înveți, care să fie protejată, să aibă chat și alte metode de a comunica și cu ajutorul căreia să reușești să predai aceste lecții sau cursuri online în timp real. Și în al treilea rând îți trebuie o pagină web și o să-ți arăt și pagini web gratuite unde poți face asta, care să afișeze lecțiile, formularul sau altă metodă de contact și cum se va face plata. Acum o să-ți arăt câteva exemple de oameni care deja fac asta și după cum vei vedea, se poate câștiga destul de bine prin această metodă. Și intru acum pe acest site și nu îi fac reclamă, doar îți arăt că oferă cursuri online de Excel. Mai jos ai descrierea cursului, costul, cum se va desfășura și alte detalii. Pe site-ul acesta se oferă un curs de desen online și iarăși mai jos ai detaliile cursului. Vezi aici că acesta costă 30 de lei. Acest site oferă training online 1 la 1. Despre managementul timpului și stabilirea obiectivelor și costă 150 de lei. Acest site oferă un curs online pentru începători în programare HTML, CSS, JavaScript și Bootstrap. Costă 600 de lei. Mai jos ai detaliile de înscriere și cum se va desfășura cursul. Iar acest site oferă lecții de limbi străine. Deci până acum ai văzut exemple de diferite lecții online, de la Excel, desen, programare, managementul timpului și stabilirea obiectivelor și până la cursuri de limbi străine. Iată și un alt site care oferă cursuri de teatru online pentru copii, cursuri online de educație muzicală, cursuri individuale de canto. La toate aceste exemple pe care ți le-am arătat până acum îți trebuie un site personal, deci pagini web pentru care vei plăti o taxă de găzduire și domeniu. Însă, iată aici un exemplu de pagină web pentru care nu trebuie să plătești nimic. Cum este pagina de business pe Facebook sau un grup pe Facebook. Și acest curs este afișat aici pe această pagină și dă detalii de înscriere despre ce este cursul, cum se va desfășura. Iată un curs despre stima de sine care se intitulează Magia Renașterii. Ok, deci ți-am arătat câteva exemple. Haideți să vedem și platformele prin care poți preda aceste cursuri online în timp real. Sunt multe, nu o să le înșir acum pe toate și printre acestea cele mai cunoscute platforme unde poți preda gratuit sunt Skype, Google Hangouts, Zoom, ba chiar și grupurile de Facebook, unde poți ține cursul prin Facebook Live sau chiar și pe WhatsApp. Dintre toate acestea, îți recomand să folosești platforma Zoom. Și am făcut și un video mai pe larg despre cum se folosește această platformă, însă o să-ți arăt acum repede și niște ponturi. Deci dacă nu ai această aplicație, intră pe acest site zoom.us
fă-ți cont la ei și descarcă aplicația pe calculator, e gratuită. După ce ți-ai făcut cont și ai luat pentru prima oară contact cu această platformă, te vor îndruma ei cum să descarci aplicația Zoom și pe calculatorul tău, va arăta așa, și poți fie să o deschizi de pe calculator, fie online de pe site-ul Zoom. Eu o deschid acum de pe calculator și iată cum arată interfața Zoom pe calculator. De aici, de la această rotiță dințată, se fac setările, setări pe care le poți face și de pe contul tău online din Zoom. Ți-am arătat asta într-unul din videourile trecute. Nu o să insist acum pe setări, însă în acel video ți-am arătat exact cum să le faci. Și poți proba imediat această aplicație dând click aici pe New Meeting. Acum este setată să pornească fără camera de luat vederi, dar dacă vrei să o pornești cu video, bifezi aici. De asemenea, mai poți să programezi o întâlnire de la acest buton sau să începi cursul cu screen share, adică partajarea ecranului. Exact ceea ce vezi acum, ecranul calculatorului meu. Și o să deschid acum aplicația fără video. Iată cum arată interfața lui Zoom când e pornit. Aici apasă pe Join with Computer Audio și acum, dacă vorbești, îți arată aici că microfonul funcționează. Dacă vrei, poți face și alte setări pentru audio de aici. De aici poți să începi cu camera video activată. Ca să inviți participanții, apeși aici pe acest buton și poți să inviți prin e-mail sau să filtrezi aici toate contactele de e-mail pe care le-ai salvat mai dinainte în agenda din Zoom. Sau a treia cale de a invita este să copiezi linkul întâlnirii virtuale de aici și să-l trimiți pe chat. Acest link îl mai poți vedea și aici, se poate copia și trimite în chat pe Facebook. Și aici în Zoom ai posibilitatea să chatezi și ca să vezi chatul apeși pe acest buton. Aici jos poți să scrii și să comunici cu participanții. Ca să vezi participanții, apeși aici pe Manage Participants și se deschide în dreapta locul unde îi vezi și de unde poți administra această întâlnire. Zoom are un pachet gratuit unde te poți vedea și discuta cu până la 3 participanți, să-i numim mai degrabă invitați, unde tu ești gazda și în cazul unui webinar poți avea până la 100 de urmăritori, iar aceștia te pot doar vedea și scrie în chat, dar nu poți să intre în grupul de invitați și să preia comanda unei prezentări sau întâlniri. Iar dacă cumperi unul dintre pachetele premium ale lui Zoom, ai și mai multe posibilități. Am făcut separat un video cu mai multe informații despre Zoom și poți să-l vezi dacă îl cauți pe acest canal de YouTube sau dând click în colțul din dreapta sus al acestui video dacă îl vezi pe YouTube. Acum o să vorbesc despre cea mai importantă funcționalitate a acestei platforme, Screen Share, adică partajarea ecranului, prin care tu poți să îți arăți ecranul calculatorului și să faci, deci, prezentări. Ca să faci asta, apeși aici pe acest buton sau aici și imediat o să vezi toate ferestrele cu aplicații care sunt deschise și pe care le poți arăta. Și îți dau acum un pont, vezi aici că pot partaja ecranul cu browserul, deci pe internet, și dacă am de arătat un video, să zicem de pe YouTube, ca să dau posibilitatea participanților să audă și ei sunetul din acel video, trebuie să bifez aici pe Share Computer Sound. Și acum o să partajez ecranul de pe internet, deci aleg acest panou cu browserul Firefox și apoi apăs pe Share. Și iată, m-a scos imediat din panoul de control Zoom și acum pot să-ți arăt fereastra deschisă de pe internet și aici poți deschide diferite site-uri, de exemplu am aici Google Earth și poți preda, de exemplu, o lecție de geografie. Poți să întrebi pe elevi, de exemplu, care sunt țările vecine cu România. Sau dacă intri pe un site al unui muzeu, poți preda o lecție de istorie. Acum, îți mai dau un pont. Tot la capitolul partajarea ecranului, dacă vrei să treci direct de la arătarea ecranului de pe internet la arătarea slide-urilor dintr-o prezentare PowerPoint, nu trebuie să dai click aici pe Stop Share, ci dă click pe New Share și alegi prezentarea PowerPoint, care ar trebui să fie deschisă de dinainte. Și apoi apeși Share. Și
participanții vor vedea direct prezentarea ta fără să mai treci din nou prin panoul de administrare. Apoi, dacă te deranjează aceste butoane de aici, le poți plasa sus dacă apeși pe această mică săgeată și tot de aici poți să îl plasezi la loc, jos, sau dacă vrei să-l ascunzi cu totul, mergi aici la Hide Floating Meeting Controls sau apeși concomitent tastele Control, Alt, Shift și H. Și dacă vrei să-ți apară butoanele din nou, apeși tasta Escape. Apoi, ca să se vadă prezentarea pe tot ecranul, apeși aici. Îți faci prezentarea cu ceea ce ai de zis, dând click pe mouse. Sau te miști de la un slide la altul, tastele săgeată sus sau jos. Și după ce ai terminat, apeși pe tasta Escape și o să-ți apară întâi butoanele de la zoom. Și dacă mai apeși încă o dată Escape, vei ieși din modul de prezentare pe tot ecranul. Dacă vrei apoi să intri într-o altă prezentare, din nou nu apeși pe Stop Share, ci New Share. Și acum, să zicem că vrei să desenezi ceva pe whiteboard, apeși aici, apoi Share, mărești whiteboard-ul pe tot ecranul de aici și cu aceste funcționalități din whiteboard poți desena ceva și face o nouă prezentare. O să fac acum un cerc. Și uită-te și tu pe aici să vezi ce funcționalități mai are și după ce ai terminat apeși pe acest X. Din nou, te poți întoarce la prezentarea PowerPoint și ca să ieși din partajarea ecranului apeși Stop Share. Și acum ai ajuns în panoul de control sau de administrare de la Zoom, unde poți chata și te poți vedea cu participanții. Aici jos, unde vezi aceste 3 punctulețe, ai și mai multe setări. Dacă vrei să tai sunetul tuturor participanților, o poți face de la Mute All. De la aceste 3 punctulețe accesezi mai multe opțiuni. De exemplu, dacă bifezi aici pe Lock Meeting, după ce ai toți participanții intrați în întâlnire sau webinar, poți încuia încăperea virtuală ca să nu dai posibilitatea vreunui participant să dea linkul de conectare la această întâlnire și altora și să te trezești cu musafiri nepoftiți. O să descui acum. Aici, la chat, mai ai câteva opțiuni cu setări de securitate prin care participanții pot fi lăsați sau nu să chateze între ei sau doar cu gazda sau deloc. Ok, acestea au fost și ponturile pe care vroiam să ți le dau, deci au fost ponturi pentru securitate, partajarea ecranului și administrarea întâlnirilor din Zoom. Ca să închei lecția cu întâlnirea, apeși pe butonul End Meeting sau aici sus și apeși pe End Meeting for All. Și ai închis aplicația. Deci, ți-am arătat și platforma unde o să ții lecții online. Acum, cum o să te plătească? Cel mai simplu este să-ți trimită banii direct în contul bancar, deci va trebui să dai datele contului, numele băncii, numele formei juridice, care poate fi SRL, PFA, etc. și date de identificare a plății, adică pentru ce lecții sau training sunt acești bani, și ei vor trebui să intre în contul lor bancar și să facă un ordin de plată către contul tău. O altă metodă simplă ar fi să-ți trimită banii într-un cont de PayPal, Revolut sau aplicația mobilă Volt. Alte metode de a primi banii în cont ar mai fi și prin intermediul procesatorilor online de plată, cum ar fi la noi euplătesc.ro sau MobilePay, însă pentru aceasta va trebui să pui la punct un sistem de plată pe site-ul tău și e mai complicat de implementat. Însă, ca să o faci mai repede, la început încearcă metodele cele mai simple de plată. După ce ai banii în cont, cum stabilești întâlnirile? Primiți invitațiile cu linkul de conectare la Zoom prin e-mail și tot acolo în e-mail anunț ziua, ora și celelalte detalii.
Acest link de conectare îl mai poți trimite de asemenea și prin mesaje pe chat, pe Facebook sau WhatsApp. Ok, deci în acest video ți-am arătat o altă metodă rapidă de a face bani online, cea prin consultanță, consiliere sau lecții online în timp real, adică nu înregistrate. Ai văzut câteva idei ca să te inspiri, câți bani se pot face din asta și cum poți să intri și tu în acest business și să faci bani online pe net, de acasă, dacă ai vreo specializare sau profesie care se pretează la așa ceva. Dacă ți-a plăcut acest video sau ai găsit vreo idee bună, te rog să comentezi mai jos, să dai un like și un share. Dacă n-ai făcut-o deja, înscrie-te la canalul acesta de YouTube și apasă și pe clopoțel ca să fii notificat, pentru că o să mai vin curând și cu alte video despre cum se pot face bani online de acasă. Eu sunt Claudiu, de la Adela0.biz, numai bine și pe curând!